Dragi locuitori ai Comunei Pârgărești, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, vă urez tuturor locuitorilor Comunei multă sănătate, gânduri bune și multe realizări în anul 2019. Doresc ca în această perioadă să fim mai buni, să ne deschidem sufletele și ușile pentru oaspeții dragi și inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să privim înainte cu încredere, cu răbdare, știind că dacă avem credință, drumul nostru va fi presărat cu împliniri. 2018 a fost un an bun. A fost implementat un proiect pe fonduri europene privind achiziționarea unui buldoexcavator și un proiect prin Programul Național de Dezvoltare Locale, reabilitarea și modernizarea iluminatului public în Comuna Pârgărești. De asemenea, din bugetul local am continuat cele două proiecte de extindere rețea electrică de iluminat, casnic și public în satul Nou și Nicorești. Am achiziționat un tractor cu remorcă pentru lucrările de întreținere și gospodărire a comunei. Tot în acest an, am avut onoarea de a sărbători cu membrii comunității noastre centenarul Marii Uniri și sfințirea Bisericii Romano-Catolice din satul Nou. Să sperăm că anul 2019 va fi mult mai bun, iar eu voi face tot ce îmi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit. Și sigur, voi continua cu alte proiecte necesare dezvoltării comunei. Înființare sistem alimentare, apă și canal, asfaltare drumuri comunale, reabilitare și modernizare cămin cultural satul Nou și sediu primărie. Vă doresc să aveți parte de un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism și un an nou plin de bucurie. La mulți ani, dragi locuitori ai Comunei Pârgărești!